Conform datelor oferite de Institutul Național de Sănătate Publică, până la data de 11 aprilie, pe teritoriul județului Iași au fost confirmate 109.926 de cazuri cu persoane infectate cu COVID-19, iar în ultimele 24 de ore au fost confirmate 17 cazuri de infectare cu coronavirus. Pe data de 10 aprilie au fost vaccinate 70 de persoane. De la începutul campaniei de vaccinare s-au înregistrat 473 de reacții adverse ușoare, referitor la gradul de ocupare al paturilor, inclusiv paturi ATI din spitalele de suport COVID-19. Conform raportărilor, astăzi, 11 aprilie, sunt ocupate 117 paturi, din care 4 sunt paturi ATI. La Spitalul Clinic Dr. Cei Parhon, centru suport COVID-19 pentru bolnavi care au nevoie de asistență medicală de specialitate, nu sunt ocupate paturile ATI. În momentul de față, patru persoane confirmate pozitiv cu noul coronavirus urmează tratamentul prin dializă în stația de dializă de la Spitalul Clinic Dr. Cei Parhon Iași. La Spitalul Clinic de Obstetrică și Ginecologie Elena Doamna Iași, centru suport covid -19. 19 pentru gravidele care au nevoie de asistență medicală de specialitate nu sunt ocupate paturile ATI. În ceea ce privește zona medicală, menționăm că este un pat ocupat. În zona ATI Covid de la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Sfânta Maria Iași este ocupat un pat ATI. În ceea ce privește zona medicală COVID de la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Sfânta Maria Iași, sunt ocupate două paturi. Conform datelor centralizate la nivelul Direcției de Sănătate Publică Iași, astăzi, 11 aprilie, un număr de 214 persoane se află în izolare. Până în prezent, Direcția de Sănătate Publică Iași a emis în total 109.118 decizii pentru persoanele aflate în izolare și 80.708 decizii pentru persoanele aflate în carantină.